Bă, știți ce? Nu mai pot cu podcasturile despre corectitudine, politică și cancel. Eu urăsc tot ce înseamnă politică, e corect. Păi despre baba și ai zis ceva? Am zis. Ce ai zis? Am zis că poți să rezonezi și cu ea și cu ea. Ai zis ceva și n-ai zis nimic, la. Nu, dar da, chiar, chiar așa <laughs> e. Știți care chestie? Am peste 100 de clipuri deja pe canalul ăsta. Din instinct, din bun simț, am încercat să nu jignesc pe nimeni, chiar dacă unii au fost ultimele janghine și meritau. În același timp am încercat să am un discurs echilibrat pentru că asta mi-aș fi dorit să vă și la alții. Nu o să țin cu cineva că e într-un anumit fel sau că m-a complimentat pe mine cândva. Nici nu o să arunc cu căcat în cineva pentru că nu ne intersectăm pur și simplu ca principii de viață și idei. O să încerc să aduc argumente, nu o să-l fac ratat și gata. Cum se mai poartă prin unele părți. Probabil de la discursul ăsta echilibrat pe care vreau să-l păstrez, unii au crezut că dacă vin cu atitudine de război nici de comentarii sau de chat pe aici, impresionează sau intimidează pe cineva. Habar n ce au crezut, nici nu prea mă interesează. Am oameni cu copii la poza de profil care mă amenință, îmi fac griji pentru copiii ăia. Uh, am tot felul de personaje din anumite extreme de tip politic care și-o încearcă subtil la modul vorbește de ăla, de ce nu vorbești și de ăla? Amenințări cu avocați din cauza unor păreri, mesaje de tip, dacă mai vorbești de X, te prindem noi, mă rog. Dar, contrar tuturor acestor chestii, niciodată nu am simțit că nu aș putea să mă exprim liber sau că mă îngrădește ceva să spun ce gândesc. Mă se pare că unii pe internetul ăsta se simt cu adevărat cenzurați, se simt cancelați, mă vere, și dau vina pe corectitudinea politică atunci când trei oameni de pe net îi trag de mânecă atunci când împrăștiera hat în mediul public. Nu degeaba. Dacă eram în SUA, poate vorbeam altfel de subiectul ăsta. Dacă aveam oameni care au avut de suferit în mod real din cauza cancel-ului, fără motiv, poate se punea altfel problema, dar suntem în România. Țara în care poți să zici absolut orice căcat și orice părere și nu o să zică nimeni nimic. Țara în care la TV se dau teicuri rasiste, homofobe, misogine zilnic și nu au pățit Nimic. Cel mult vin trei streamer și doi youtuberi care spun: "Coaie, nu e deloc ok ce ai zis pentru că și inserați voi argumentele." În momentul în care tu zbaj joc de identitatea, aspectul, etnia cuiva și eu vin și spun: "Bă, poate nu e frumos să faci asta." Asta e corectitudine politică sau e doar nesimțire? Unii ca mine iau reporturi, ne sunt șterse sau oprite comentariile pentru că vorbim de drepturile omului, de genocidul din Palestina, de exemplu, sau de alte subiecte problematice. În același timp, alții care fac stand-up pe bază de misoginism și rasism, fac mișto de copii prin reacții sau promovează eternele păcănele. Bă, ea sunt vedete, au campanii de la branduri mari, apar peste tot, pe la podcasturi, pe la TV. Păi în situația asta cine e cenzurat? Să vă zic o situație interesantă. Eu personal am fost refuzat de un ONG când am vrut să le fac un caritabil, evident că gratuit, pe motiv că eu fac content prea problematic. Am urlat că sunt cenzurat? Nu, Aia e, așa au considerat ei că eu am un content problemă. Nu mai vorbesc de faptul că nu o să am niciodată campanii cu branduri mari din cauza că nu o să tac dacă acel brand o să facă ceva nașpa și ei știu chestia asta. Păi în situația asta mă întreb cum poți să vii tu ca vedetă să spui că nu mai poți cu corectitudinea politică din România. Păi dar ai o întrebare foarte bună. Te-ai confruntat vreodată cu fenomenul politically correct? Ți se pare că lumea o duce pe la extrem? Da, n-ai Eu urez tot ce înseamnă politică corect. O fut în politică corect. Lasă-o, dracu, de treabă. n mod, nu, eu nu pot, efectiv. Am văzut o parte din podcastul ăsta cu Andrei Cosmin, unde se vorbea, printre altele, și de marea dramă dintre el și Fire. Prima discuție, nu cea cu fotbalul feminin. Aia care a fost înainte cu persoanele din comunitate LGBTQ, știți voi. Andrei are unul dintre cele mai mari canale de reacții din România, practic. Dar asta o să vreau să discutăm un pic în a doua parte a clipului. Unii poate mai țineți minte unii au mai uitat că, na, nu e neapărat un subiect Andrei Cosmin, dar uh, omul a considerat că e cringe ca o femeie să ceară un bărbat în căsătorie și a făcut un segment de clip despre chestia asta. Ok, și-a dat o părere greșită, corectă, fiecare după cum îl duce capul. Dar în același clip a comparat persoanele din comunitatea LGBTQ cu zoofilii. Oamenii care aduc argument că nu ești open mind dacă ți se par cringe tu dubioși și pământului și nu ești de acord cu toate orientările sexuale posibile din lume. Dacă nu ești de acord, nu ești open mind. Dacă nu ești de acord cu Vasile din Ciuculata, care nu știu, ești cal un în, în fiecare duminică de la 12. Dacă nu ești de acord cu chestia asta, nu ești open minded. Of horse A spus rahatul ăsta complet rupt de orice logică, ca mai apoi să vină să spună că noi suntem absurzi, că ne-am luat de el degeaba și că se futem politică correctness, că i-au fost bogate vorbe în gură. Vorbe în gură, nu știu ce să zic, ce vorbe or fi fost, că tu ai zis public într-un clip pe un canal de 800k de abonați, fix comparația asta. Și începe să mă cam dispere situația asta și nu mă refer strict la Andrei Cosmin, zic în general. Vezi că ai dată de gard și soluția ta e să spui uh, am fost scos din context, mi s-au băgat vorbe în gură. Ori îți cer scuze, ori susții căcatul pe care îl mănânci până la capăt, că tot se aruncă cuvântul snowflake peste tot. Cine e snowflake în situația asta? Oamenii care ți-au spus coaie, aberezi sau tu care te victimizezi că ești cancelat de trei oameni de pe net după ce tu ai spus o tâmpenie. Adică n-au venit oamenii de degeaba pentru că nu le place de fața ta, tu ai spus ce și oamenii au reacționat. Și practic tu vii să te plângi că nu mai poți să-ți bagi joc de oamenii grași că te trage lumea la răspundere. Nu cumva asta e o victimizare penibilă? Nu cumva faptul că oamenii care se dau duri și integri se plâng în șapte podcasturi că au fost cancelați de corectitudinea politică și de niște tineri de pe TikTok și Twitch, când de fapt nu li s-a întâmplat absolut nimic, s-a discutat două zile și a văzut toată lumea de treabă, nu cumva sunteți un pic cam sensibili în podcasturile alea? Eu că sunt amenințat cu judecata lunar, nu mai sunt cancelat. Ăsta că își bate p***a de comunități întregi, e cancelat că i-a zis lumea că greșește. O, oh, nu, eu sunt vedetă, cum vă permite să mă contraziceți? Nu mi s-a mai întâmplat până acum, cancel culture. Totuși o să fiu înțelegător la maxim și o să încerc să înțeleg că da, și ei sunt victime. Victimele războiului cultural alimentat de toate teoriile și speakerii de prin afară. Teorii gen agenda LGBTQ sau teoria conform form căreia o să acceptăm orice de dragul incluziunii sociale? Nu boss, dacă un om o să facă sau o să spună un căcat, o să fie tras la răspundere de opinia publică, indiferent de culoarea pielii sau de orientarea sexuală sau de orice alt principiu din asta. Așa mai răspundea și Andrei prin clipuri diverse virale cu fake news-uri de prin SUA și mai nou are prieteni prin UK care îi spun că politically correctness-ul e wild acolo. A, la doctor, ce vrei să zică la? Te dui, ai, nu știu, whatever. Nu da, spune că supraponderea doctor, îl spune. Supra da, doctor. Da, da. Păi și, a... și, tu te duci la doctor ca să-ți spună dacă e supraponderea Astazi. Asta că, totuși că e evident că e supraponderea Nu, dar acum știi că în, în, asta vorbeam cu o prietenă care e, a, e medic, efectiv, și s-a mutat în Anglia. Și în Anglia acolo sunt, nu prea ai voie să le zici în față chestia asta că sunt... Nu e hoax ăsta? E nu prea ai voie să da? trebuie să o dai așa pe ocolite. Adevărat, un frate, fraier e acolo, trebuia să-și înjure pacienții, să-i umilească ca să-i motiveze, gen, ca așa să face la băiețeală, am înțeles. Ce înseamnă nu ai voie să-i zici direct, gen, trebuie să-i zici pacientului în mod civilizat că greutatea lui nu e ok pentru sănătatea sa sau care e situație. Că n-ai voie să râzi de el, să faci un mișto, păi, cred că e trecut în fișa postului să nu faci mișto de pacienți. În România, dacă mă duc la medic, o să mă facă gras infect sau ce, că nu înțeleg. Pur și simplu niște discursuri de la oameni care n-au nicio informație pertinentă despre subiectul pe care îl vorbesc, dar totuși îl vorbesc. În fine, eu personal, și am să presupun că orice alt creator de conținut bine intenționat, nu o să menajeze pe nimeni indiferent de grupul din care vine. Tocmai asta ar fi și ideea de egalitate. Dar ce să vezi, unii sunt chiar nesimțiți și insistă să fie edgy ampulea și să arunce cu miștouri total gratuit pentru că au fost învățați că e ok. Gen, ce boss acum 15 ani era acceptat, acum ce are? N-are nimic, doar că unii o să te critique pentru că ești un bou cu alți oameni ca să te hăhăi tu. Cred că un om care respinge orice argument care îi se pare cumva o propaganda a corectitudinii politice nu înțelege mecanismele și cauzele din spatele unor acțiuni și reduce simplist problema la ce se vede la suprafață. De exemplu, când s-a vorbit despre problema oamenilor străzii, Andrei Cosmina a insinuat că persoanele fără adăpost sunt doar leneși care de fapt sunt bogați dar preferă să trăiască din cerșit, de exemplu. Atunci am făcut un clip în care am zis că da, sunt o mică parte escroci care profită de mila unor dar de fapt au întregi rețele de cerșătorie. Însă, dacă unii fac asta, nu înseamnă că toți oamenii străzii sunt bogați în secret. Și că un caz de om al străzii ex croc e mult mai mediatizat decât o mie de cazuri dramatice ale unor oameni care ajung pe stradă din cauza unor conjuncturi și ajunși acolo nu mai au nicio șansă de revenire în societate din cauza că statul nu îi ajută cu nimic. Prin comentarii au fost câțiva oameni foarte virulenți, să zicem în mod elegant, care mă contraziceau cu afirmații generale. Dar, vreo, sunt oameni care preferă să doarmă pe stradă. Lăsând la o parte cât de stupid sună afirmația asta, pot să înțeleg că ei efectiv nu conștientizau cauzele pentru care oamenii ăia sunt în situația în care sunt, și materialul meu care le contrazicea percepția era prea mult de procesat sau nu erau dispuși să schimbe părerea nici cu cele mai bune argumente. Încercarea mea era să produc un material care să nu mai permită perpetuarea și răspândirea unei astfel de mentalități dăunătoare și să atrag atenția asupra cauzelor care duc la percepția asta greșită. A fost un gest de cenzură contra lui Andrei Cosmin sau a fost un take de bun simț? Mi se pare că a doua variantă și mi se pare de porc să te victimizezi că ești cenzurat de susținătorii corectitudine politice când efectiv tot ce face lumea e să spună bă nu mai fi nesimțit cu omul ăla sau bă mai uită-te și tu la cauzele problemelor despre care vorbești nu numai la suprafață. Iar aici unei ancorați în discursurile de prin SUA vin cu argumentul ăla ce bro, cuvintele nu rănesc, nu? Păi hai să vedem cât de nerănit ai fi dacă ar fi normalizat cultural să se facă mișto de fața ta, sau de culoarea ta, sau de religia ta, că toți suntem noi religioși. Cuvintele nu rănesc, dar tot cuvinte avea în ea cartea ăluia cu mustață care a băgat oamenii în lagăr, tot prin cuvinte a ajuns și ăla din est dictator, ăla de la ruși. Tot de la cuvinte și idei se întâmplă ce se întâmplă cu copiii ăia din Gaza, înțelegi ce zic? Dar ne complicăm. Adevărul simplu e că sunteți unii prin industria de informație influencer, prin stand-up, prin televiziune, care n-aveți un haz și trebuie să vă legați de ăla care e gras, de ăla care e de culare sau de celălalt că se comportă altfel față de standarde, ca să aveți cu ce să umpleți niște ore de conținut, că altfel e fomiță. De la cel mai mic streamer până la cea mai mare vedetă TV, oricine poate să folosească orice slur vrea, poate să înjure cum vrea și să-și dea orice părere absurdă și culmea, mai cenzurați sunt aia care susțin bunul simț. Dacă eu ies și spun, bă, haide să nu mai jignim ampula oameni care o oricum sunt marginalizați de societate pentru aspect, orientare sau rasă. Că suntem toți la fel, nu ne face cu nimic superior că suntem albi și ăla e maro. Apoi asta e continuu problematic. Player e hater, nu vrem să auzim de el. În același timp, unul care cântă toate jegurile de piese despre femei e vedetă în muzică. Altul care face reclame la păcănele și își bate joc de tot ce îi pică la mână e influencer plin de bani. Unul care e pe TV non-stop și alimentează mentalitatea de tip femeia la cratiță e vedetă de televiziune. Nu mai zic de personaje ca episcopul Teodosie care are săptămâna și declarația halucinantă. Și tot așa. Dar a cu corectitudine politică face ravagii în țara asta, mă frate, nu mai poți să zici nimic. Toată lumea e cancelată, nu mai poți efectiv să spui nimic. La fel m-a dezgustat un pic și atitudinea lui Spic, pe care nu știu cine l-a supărat, dar vorbește de parcă a venit corectitudinea politică la el la ușă și l-a deranjat când se uita la insula iubirii. Bă, pe mine cumva ne. încep. Eu până acum nu, nu m-am nu m-am lovit de treaba asta. Bă, dar începi să mă deranjezi de treaba asta. Da, mă. Pe păi prost nu mai poți să faci prost. Mm -hmm. La curvă nu mai poți zici curvă. Mm. Ce ai zis? Nu mai, <coughs> nu mai poți. Adică nu mai, nu știu, mi se pare că dispar niște chestii de e lucrătoare sexuală. Da, da, o să ajung. Pentru că scade moralitatea. Da, mă, da, o să ajungă toată treaba asta ni vom transforma în plastic. Da. Adică ni vom transforma fix în niște băieți de aia, de, de, toată lumea o să vorbească la fel. Da. Toată, to to fără... toată, să avem aceleași păreri, mm -hmm. că nu mai cum. Adică tu dacă ai o altă părere cumva care e împotriva vreunui curent de ăsta, de politică lui de ăsta, zici, bă, deci noi toți vom fi... Și de acolo scade competitivitatea, tot. calitatea, tot. 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 Dacă auzi chestia asta neștiind exact despre ce e vorba, nu ți se pare că e o mare problemă? Zici că trăim în ceva SF distopic, unde nu poți să zici cuvintele tale preferate pe stradă, că vine robotul și te bagă la pușcărie. Bro, cine a pățit ceva de la faptul că a zis curvă? Te-ai că dacă simți nevoia să jignești, poate tu Qual é o problema, gente? tu cât ai fost pe TV și ți-ai făcut o imagine de persoană publică, puteai să zici cuvântul ăsta? Nu prea puteai. Nu te-am auzit comentând nimic de Antena 1 că nu te lăsa să zici curvă? Acum, brusc, nu mai te autocenzurezi după cerințele TV-ului și ale radioului și ai devenit foarte rebel. Speak, vezi că fanii tăi nu știu sau poate nu le pasă, dar noi știm că voi în studio stați să calculați intensitatea tobelor că nu vă lasă ăștia cu piese pe radio dacă sună toba prea tare. Aia da, e cenzur. Acum brusc, uităm că ne-am făcut o carieră în TV și radio, medii hipercenzurate când vine vorba de free speech, dar suntem revoltați pe 15 oameni din două comunități care ne spun ar fi frumos din partea ta să nu mai jignești oameni. Cine l-a tras bă de mânecă pe Spic de s-a revoltat în halul ăsta? Prin toate podcasturile care includ influencer care au dat-o de gard cândva sau au zis ceva stupid, se dezbate cancel culture și cultura PC. Chiar aș vrea să-mi explice și mie cineva factual cum a fost împiedicat în carieră de corectitudinea politică și să-mi dea și mie un exemplu de aplicare a corectitudinii politice ca cenzură. Lăsând la o parte oamenii care au zis nenorociri cu minore sau au dat țepe la oameni, că aia se supun la chestii legale direct. Vorbim strict de păreri. Cine și-a dat o părere și a fost eliminat de pe net sau din mass media? Nimeni? Pă ce chestii! Mai sunt aia care pozează în rebeli, în oameni fără filtru, când de fapt sunt doar lipsiți de bun simți. Sau mai rău, spun că e benefic să faci bulii ca să motivezi oamenii. Și ajungem la chestia aia de, știi, de cumva te încurajează sau nu te încurajează, te motivează bully-ul ăla. Da, dar nu. Știi care e faza? Bă, Tu, sunt, o știi, e, pe, să, tu o știi pe, pe propria ta. Da, pe propria, da. Că ești gras ca așa. Dar alții nu funcționează așa. Alți da, oameni nu funcționează da, așa. Da, și până da. la urmă, ce pana mea te fute pe tine grija că ea e agres, sau că el e agres, sau că ea e avergitor? Ce ți pasă ție? Adică, cu ce C te deranjează? În momentul pe tine? în care un om e foarte, nu știu, e peste. e vorba și de un pic de sănătate, adică, știi? Dar ce ai Stai pe puțin, dacă omul ăla vrea să moară la 20 e? de ani, ce treabă Pii ai de ce tu? De să moară la 20 da, de ani nu, când da. aș, ar putea da, cumva să. Tu Superman să-l salvezi? Ce treabă ai tu cu el? Păi nu, da, aș putea să-l motivez în sensul ăsta. Da, lasă-l că-l motivează altcineva. da, poate poate caută multe, poate altfel și care zic că băi n-ar trebui să să, cum să, zic, să ne impunem noi cu forța părerile despre cum ar trebui alții să-și viața. Îl apreciez pe Mariciu pentru cum a gestionat situația având un om cu direcții așa greșite ca invitat, care caută efectiv orice motive stupide să justifice plăcerea lui de a face mișto. Nu poți să-ți faci materialul că e stand-up, piesă, vlog, fără să fii un jeg cu o anumită categorie de oameni? Păi înseamnă că ai o problemă, prietene. Da. Concluzia, în România în general, oamenii care sunt etiche ca propagandiști nenorociți ai corectitudinii politice, cer doar bun simț. Da, extremele sunt în toate părțile, nu trebuie să le înghitem. Ar trebui să ne tratăm în mod fer ca oameni, că suntem toți oameni. Culmea că mai toți ăștia deranjați de cultura PC și așa zisul cancel au ajuns criticați pentru că au scos pe gură ultimele căcaturi. Legat de scos pe gură chestii, s-a format și la noi o nișă pentru conținut de tip comentariu și reacții. Două lucruri care se confundă foarte tare. Nu care avea vreo mare importanță, dar dacă ne apucăm să discutăm deep despre ele, prin secțiuni de comentarii sau chat, hai să înțelegem despre ce vorbim. Reacția e atunci când streamerul, youtuberul reacționează la un material la prima mână, la cald, și presupune să nu fie pre-watch și să nu aibă un script. Clipurile de react sunt de obicei pentru divertisment, gen imogen, sau vin să ofere o perspectivă opusă, să analizeze sau să completeze niște idei, gen fires, vog, doctorul, paraschiv, etc. Comentarii videos presupun o analiză detaliată pe o temă cu un insert din experiență proprie a celui care produce acel material. De obicei, un video de comentariu presupune un script sau măcar niște idei principale, research pe tema respectivă, editare specifică unui video de tip comentariu, trebuie să urmeze o structură în așa fel încât să iasă ceva cursiv. Videouri de tip comentariu fac pe la noi oameni ca Rovion, Lospa, The Red. sigur sunt mai mulți, nu pot să-i menționez pe toți acum. La reacție mișto că e spontan. La comentarii video se are faptul că sunt structurate și cu informații controlate mult mai bine. Sunt oameni care le fac pe ambele, dar sunt unii care nu zic bă nimic. Cum că căcat poți să dai din gură 5, 6, 7 ani fără să ai o părere pertinentă cu aia? Fără să spui și tu ceva constructiv? Dacă ți-ai mulat vreodată conținutul, no. discursul în funcție de reacțiile oamenilor. Bă, eu mereu am fost, cum mă vezi acum, eu am fost așa dintr-o bucată, adică eu nu prea mă cenzurez, mă așa, n-am nicio treabă, nu, n-am nicio... Top serve! Adică niciodată m-am dus în zone din astea mega, nu știu, po politice, mega controversate, Dar, mega... Cumva am încercat să-ți... Păi im... despre baba și ai zis ceva? Am zis. Ce ai zis? Am zis că poți să rezonezi și cu ea și cu ea. Da, că îmi împăcat și -mi pe toată lumea. Uite, păi, chiar așa e. Ai zis ceva și n-ai zis nimic nu, de la... Nu, dar chiar, chiar așa <laughs> e. Și ai avut de putate, dar dar n-ai da, <laughs> Nu, dar da, Cum e posibil așa ceva? Nu știu ce caută aceste personaje în discuții așa de deep, fără să se pregătească, fără să se informeze. Spun efectiv de câțiva ani același lucru și deodată, bam, păreri despre chestii deep. Poate unora li se par amuzanți. Acum ce-o fi amuzant într-un react de genul Pă, ce gras e copilul ăla, guys! Nu înțeleg. Dar, mă rog, umorul e subiectiv. Chiar mi-aș dori măcar ocazional să mai vină și oameni din mainstream să discute niște subiecte de interes pentru publicul lor, care să ajute cu ceva comunitatea lor. Comunități care sunt foarte mari de obicei. Înțeleg că e safe să fii imparțial pe orice subiect și să nu iei o poziție clară ca să nu superi pe cine nu trebuie, dar pe bune, chiar vă place să fiți așa, chiar vă place să vă auto pe interese din astea de nimic. Dar ne place să vorbim de corectitudine politică și cum ne cenzurează. În momentul în care oricum noi ne au cenzurăm ca să nu zicem ceva rău de X, de Y, pentru că ne mai aduc și nouă o campanie, o prezență pe la vreun festival, mă rog, știți voi despre ce e vorba. Vreau să-mi spuneți și mie dacă vi se pare că cancel culture în România și corectitudinea politică din România au ajuns la un nivel atât de mare încât să deranjeze atât de tare influencerii mainstream sau doar sunt niște oameni foarte nesimțiți care au început să fie deranjați de cei câțiva care îi trag de mânecă atunci când nesimțirea lor depășește niște limite. Da, cam asta a fost, vă aștept pe Instagram Player 1 să mai facem și noi o caterincă și o astea, că prea în serios așa, de ce să fie atât de serios, mă frate, că nu e așa de deep.